ziua, ce să vă spun, din punctul meu de vedere, din nou, un succes care se pare că agravează starea în care ne situăm. Sperăm să găsim cât mai repede soluții pentru a putea ieși din acest impas care, ce zice, trece, lasă tot mai multe urmări asupra jucătorilor și asupra tuturor. Ați dat senzația la, în partea a doua, primei reprize, că puteți să puneți probleme mari? Da, am avut momente bune după acel gol care l-am primit într-un joc până în acel moment destul de echilibrat, nu două echipe care s-au închis din punctul meu de vedere reciproc până atunci. A căzut acel gol și pe urmă a avut o reacție bună la cele două ocazii de a înscrie, dar din păcate nu am înscris. Iar în repriza a doua am început iar bine pe alocuri și din nou am primit un gol în care am rămas fără comentarii. S-a tăiat echipa la golul în doi? În mod sigur că s-a tăiat din punct de vedere psihic, traversăm o perioadă foarte bună. Din punct de vedere fizic, cred că nu am arătat chiar atât de rău. Chiar am avut momente în care ne-am bătut de la egal la egal, că e cu o echipă cu jucători valoroși, care au un obiectiv de promovare, da? Din păcate, la urmă, scorul contează. E blocaj că echipa nu are puterea bună noi. Ce să vă spun, poate e prea mult spus blocaj, dar situația apasă pe umerii tuturor, implicit și a jucătorilor și al nostru. Nu a fost o săptămână deloc ușoară, am încercat ca să îi scoatem din acest impas și pe alocuri am dat semne că există oarecare revitalizare, dar încă o dată, cum v-am spus, rezultatul final contează. Sunt informații că viitorul antrenor e în oraș, e adevărat? Nu știu despre acest aspect absolut nimic. Chiar au pentru prima dată. Nu ar fi greu de auto. Și în care meci este greu. Nu știu, nu cunosc rezultatele, din ceea ce am înțeles a fost și anumite surprize. Acum urmează să vedem cu cine jucăm, vă dați seama că sunt meciuri fiecare cu fiecare pe punctele pe masă, se spune. Orice meci este foarte greu. Vă mulțumim. Mulțumim, succes.